Incendiu a izbucnit în această dimineață în orașul Vatra din municipiul Chișinău. Flăcările au afectat un chioșc de cafea și peretele unui magazin. Pompierii au reușit să lichideze focul în aproximativ 30 de minute. Flăcările au cuprins acest chioșc și clădirea cu două etaje în care se afla un magazin alimentar, o farmacie și mai multe birouri. Din fericire, pompierii au reușit să localizeze incendiul fără ca să se răspândească și la gospodăriile din apropiere. Angajații care activau în birourile clădirii cu două etaje au reușit să iasă afară imediat, cum au simțit mirosul puternic de fum. Că au reușit să stângă și să, la timp să deconecteze tot. Este doar fum, miros în încăpere, în rest nimic. S-a stat activitatea tot absolut. Când o să începem activitatea, nu știu. Aici e vorba despre o farmacie, un magazin alimentar și... Și oficii sus. Și oficii, da? Da. Și toată clădirea și a stat activitatea. Foarte corect. Am văzut fum negru și s-a terminat. De unde ați văzut? Din ogradă, de partea cealaltă de drum. Da. Păcat. Potrivit IGSU, niciun om nu a avut de suferit în urma incendiului. Flăcările au afectat însă un perete al magazinului. Stingerea incendiului au fost îndreptate mai multe echipe de pompieri și salvatori. Ajunși aceștia au stabilit că focul a afectat peretele magazinului, iar nivelul sporit de intervenție nu s-a confirmat. Specialiștii urmează să stabilească circumstanțele producerii incendiului, dar și suma prejudiciilor materiale.